Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Astăzi este alături de noi Andrei Vulpescu, psiholog, autor, blogger de relații și pornim discuția noastră de la o recomandare de carte pe care vi-o facem cu drag. Este vorba despre abilități de relaționare în cuplu, cum să construiești o relație mai bună, de Matthew McKay, Patrick Fanning și Kim Paleg, o carte publicată în colecția PAS în 2 și pe care de asemenea o puteți găsi în cadrul acestei campanii, Redefinirea masculinității, pe site-ul editurii Herald. Ce înseamnă cu adevărat să fii bărbat în accepțiunea oamenilor de astăzi, atât în accepțiunea femeilor, dar și a bărbaților? Ce înseamnă un bărbat asumat și responsabil, matur din punct de vedere emoțional, dacă tot vorbim despre inteligență relațională și despre maturitate emoțională? Cât de diferiți sunt bărbații de astăzi față de cei din generațiile anterioare? Ce mituri și stereotipuri persistă încă despre ideea de masculinitate și agresivitate? Putem pune semnul egal, este sau nu este corect, semnul egal între masculinitate și agresivitate, între vulnerabilitate și slăbiciune? Cum pot bărbații să-și accepte vulnerabilitatea fără să se simtă ridiculizați sau fără să se simtă respinși sau să se spună despre ei că sunt prea slabi sau prea emotivi? De ce au bărbații dificultăți în a-și exprima emoțiile și în a intra în contact cu propriile nevoi și cu propriile emoții? Andrei Vulpescu, știu, sunt foarte multe întrebări, le luăm pas cu pas. Sunt întrebări la fel de provocatoare cum este și acest subiect al masculinității, pentru că iată, venim așa într-un soi de completare. Dacă două săptămâni am vorbit despre ce înseamnă o femeie adevărată și ne-am raportat, bineînțeles, și la feminism, și la feminitate, și la roluri sociale, iată, acum vorbim tot jur de două săptămâni, cât ține această frumoasă campanie, vorbim despre masculinitate. Există în perioada aceasta, dacă e să fac referire la întrebarea adresată puțin mai devreme, sunt bărbații de astăzi diferiți de părinții noștri, de tații noștri sau de bunicii noștri? Cred că asistăm, dincolo de zona aceasta a psihologiei moderne și mai ales a psihoterapiei, cred că asistăm și la un soi de fenomen social, la un soi de polarizare a rolurilor femeie-bărbat în ceea ce privește taskurile, în ceea ce privește sarcinile. Poate dacă în urmă cu 30-40 de ani era greu de conceput, nu imposibil, dar greu de conceput ca o femeie să fie independentă din punct de vedere material și financiar, să facă anumite sarcini, task-uri pe care le face un bărbat. Și primul gând, cel mai banal, care mi-a venit în minte, este schimbarea roților la mașină. Așa, pentru că astea intrau cumva în apanajul și sub tutela masculinității. Iată, astăzi întâlnim bărbați care, nu știu, să spunem că îndeplinesc o serie de și o fac bine. Îndeplinesc o serie de sarcini care în urmă cu 40-50 de ani erau, cum spuneam, sub tutela femeilor. Că fac piața, că unii sunt foarte buni bucătari și fac mâncare, că au grijă de copii, că fac teme cu copiii, că fac curat prin casă, că pe lângă faptul că sunt furnizori de resurse. Și aici mă gândesc, știi foarte bine că în ultimul timp circulă, nu știu dacă să-l numesc un mit sau mitul femeii puternice, mitul femeii independente, femeia tocmai pentru că se descurcă singură și pentru că a devenit independentă din punct de vedere financiar, material, cu tot feminismul ultimelor decenii, nu mai are nevoie de bărbat și spune că poate trăi singură. Ori stau și mă întreb, bărbatul pe de o parte și femeia de cealaltă parte, pentru că s-ar putea să vorbim de un soi de epidemie de singurătate, aș numi eu. Nu mai au nevoie de acea conectare. În interviurile pe care le-am avut cu invitații mei specialiști dățile trecute, chiar discutam despre acest lucru. O femeie poate să trăiască bine mersi singură. Și sunt foarte multe. Cel puțin pe rețelele de socializare amândoi le vedem. Da, dar acolo nu vorbim de singurătății femeilor care este afișată pe rețelele sociale, să știi că nu cadrează cu frumusețea, cu ghilimele, care există în realitate. Corect.
În foarte multe cazuri, eu n-am întâlnit până acum nicio femeie care să nu-și dorească să aibă o relație. Din ce interacțiuni am avut până acum cu destul de multe femei, oricât de singure și puternice ar fi fost ele, toate își doreau o relație. Și mai ales conectarea Absolut toate. emoțională. Da, și mai ales conectarea emoțională, pentru că hai să fim serioși, este o chestie absolut firească, nu e nimic ieșit din comun și nici nu este un semn de slăbiciune. Noi avem nevoie de îmbrățișări, de exemplu, pentru că am și făcut un video despre beneficiile îmbrățișărilor. O simplă îmbrățișare, practic, este un drog și te ținut de tot corpul cu bine, pentru că stimulează și dopamina și oxitocina și serotonina. Deci, acestea sunt trei. Astea sunt trei substanțe de care îți dau starea de bine. O simplă îmbrățișare. Și atunci, sigur că n-ai cum să te iei singur în brațe. Oricât ai vrea, nu e același lucru. Ai nevoie de cineva. Încă de când suntem mici, noi avem chestia asta. Și sunt studiile acelea făcute pe copiii din spitale care, dacă nu erau luați în brațe, unii chiar mureau, alții dezvoltau tot felul de comportamente ulterior. În viața adultă s-au făcut o grămadă de studii pe treaba asta. Măcar asta. Deci eu ți-am dat un singur exemplu, îmbrățișarea. Doi la mână. Eu nu sunt de acord cu ideea de putere, pentru că acolo unde apare cuvântul putere, trebuie să existe și un război cu cineva. Și atunci cel război cu cineva de obicei este cu partenerul din casă. Nu este doar un război care se duce la locul de muncă, ci se duce pe toate planurile. Și atunci nu văd unde este sănătatea atât în zona mentală a acelei persoane, cât și în zona socială a acelei persoane. Că să stai și să intrăm într-o zonă de distorsiune, să stai să consideri lumea ca fiind un câmp de luptă, te face să extrapolezi și să muți acel câmp de luptă și în casă. Și ceea ce se și întâmplă în foarte multe relații. Sunt foarte puțini oameni care sunt centrați pe a găsi soluții de funcționare mai degrabă decât soluții de luptă. La luptă suntem prieteni, suntem cum să zic eu, specialiști cu toții. Avem cele mai rafinate tehnici posibile și suntem extrem de creativi. Din păcate, nu suntem la fel de creativi în găsirea soluțiilor de a ieși din zone de impas. Și efectele sunt îngrozitoare uneori. Deci, vezi, noi mergem din start într-o zonă de luptă. Tot, la tot ce ne raportăm, unde zicem că este un bărbat adevărat, automat ceilalți trebuie să fie falși. Deci deja i-am pornit. În loc să-i ajutăm să își dezvolte niște abilități de relaționare sau niște abilități sociale, că unii au abilități relaționale, dar nu le au pe alea sociale și atunci chestiile astea se trag una pe alta, se influențează una pe alta. Pot fi bărbați care să aibă niște abilități de părinți foarte bune, dar să nu fie atât de performanți din punct de vedere social. Sau pot să fie performanți din punct de vedere social, dar pe latura și pe rolul de iubiți sau de amanți, să spunem, pentru că încă nu a intervenit căsnicia, să scârție, să nu fie, să nu aibă abilitățile, să nu aibă uneltele bine dezvoltate, da? Și atunci toate chestiile astea pot să producă dezechilibre. Și același lucru se întâmplă și la femei. Mie mi se pare că noi intrăm într-o mare eroare, crezând că femeile automat au toate abilitățile dezvoltate. Nu e adevărat. Poate că în ultima vreme își dezvoltă foarte bine abilitățile sociale, dar poate nu își mai dezvoltă la fel de bine abilitățile de mame. Poate că își dezvoltă abilitățile de mame, dar nu își mai dezvoltă abilitățile de iubite. Și așa mai departe. Deci, cred că nu e corect să Sau mai rău, mergem sau mai rău, cu lucrurile astea doar într-o direcție. Trebuie să privim în general. sau mai rău, poate că multe ajung să își renege cumva un alt statut care este extrem de blamat în zilele noastre, din păcate, din păcate, acela de nu știu cum, încerc să găsesc un cuvânt care să n-aibă un caracter peiorativ, pentru că dacă spun statutul de gospodină, automat vom fi taxați. Da? Ori e vorba de împărțirea în mod echitabil a sarcinilor. E clar că toate treburile în gospodărie, acum cu polarizarea acestor roluri, nu le poate face singur un bărbat. Și atunci probabil că fiecare face acolo unde se pricepe mai bine. Și acolo unde îi face plăcere. Adică Uite, dacă eu eu. aș
Aș milita pentru un soi de exercițiu, dacă vrei, poți să-i spui exercițiu, poți să-i zici cum vrei. Și anume un ghid de funcționare pe care să-i lămânezi celuilalt în momentul în care stabiliți că vreți să formați o relație împreună. Un ghid care poate avea oricâte pagini. Poți să scrii un roman foileton dacă vrei neapărat și vrei să, ca celălalt să știe de a fi rapăr cam cum funcționezi tu, cu ceea ce accepti într-o relație și ceea ce ți-ai dori să se întâmple, cu ceea ce ești dispus să oferi în relația respectivă, cu ceea ce nu ești dispus deloc să negociezi, deci și cu bunele și cu relele, cu ceea ce îți asumi să faci în casă, cu ceea ce nu-ți place să faci în casă, cu ceea ce îți asumi să faci în viața voastră sexuală și cu ceea ce nu-ți place să faci în viața voastră sexuală, cu fantaziile pe care le ai și pe care îți dorești să le experimentezi alături de persoana asta, cu pasiunile pe care le ai și pe care vrei să ți le cultivi în continuare și nu ți-ai dori să renunți la ele și așa mai departe. Imaginează-ți cum ar fi ca tu să cunoști o femeie și ea să vină cu această, cu acest ghid, da? Și cu mâna întinsă și să spună, uite, asta este viața mea, astea sunt interioarele mele, cam așa arată, cam asta îmi doresc eu, astea sunt nevoile, astea sunt dorințele, astea sunt așteptările. Și îți întind mâna să-mi dai voie să te ghidezi prin lumea asta, cu calm și cu blândețe și cu explicații și cu liniște, iar celălalt tu să faci același lucru, să spui, uite, ăsta e ghidul meu, hai să punem aceste două ghiduri pe masă, să vedem cum putem să găsim acele puncte comune pe toate aceste laturi, astfel încât să putem să construim o cultură organizațională a relației noastre și să putem să funcționăm ok. Pentru că dacă știm unul despre celălalt de la bun început, cam care sunt zonele, putem să negociem, inclusiv ce spuneai tu mai devreme, împărțirea sarcinilor în casă. Pentru că studiile arată faptul că în cuplurile unde sunt împărțite aceste sarcini, în casă, spre exemplu, unul dă cu aspiratorul, unul șterge praful, unul duce gunoiul, unul bagă mașină, face o piață sau face piața, celălalt bagă rufele la spălat, vine celălalt și scoate rufele și le întinde și, mă rog, genul ăsta, altul gătește astăzi, celălalt gătește mâine, chestii de genul ăsta. Cuplurile sunt mai fericite și au tendința de a rămâne împreună mai multă vreme, pentru că lucrurile sunt destul de clar. Noi strângem prin nas și să știi că eu când am propus de ce să stau cu ghidul ăsta, oamenii au strâmbat din nas pentru că au considerat că este ceva un pic cam prea dur și că este prea agresiv și întrebau așa, speriați puțin, bă, dar nu e un pic cam intruziv să mă duc și să-i dau celuilalt un astfel de ghid? Și am zis, dar nu se pare că este mai intruziv momentul în care el să descopere că anumite lucruri pe care le aștepta de la tine, tu nu ești capabil să le oferi, este mult mai dur momentul ăla. Pentru că poate între timp s-au construit sentimente, poate că între timp s-au construit niște atașamente acolo între voi. Și dezamăgirea ar fi mult prea mare. Așa, de la bun început, poți să-ți faci o idee despre celălalt și să-ți vezi, băi, pot să funcționez cu lucrurile astea, nu pot să funcționez cu lucrurile astea. Pentru asta e nevoie, cumva, să te cunoști destul de bine, să fii curajos, să scrii acolo inclusiv lucrurile care te deranjează la tine și pe care știi că ar putea fi deranjante pentru celălalt. Și ăsta este un exercițiu de autenticitate până la urmă și de sinceritate, pentru că eu aș merge mai degrabă pe bărbat autentic, nu pe bărbat adevărat. Pe bărbat care este suficient de în contact cu el însuși, astfel încât să știe și să recunoască părțile proaste pe care le are, să poată să vorbească despre asta, să-și recunoască calitățile și să vorbească despre asta, să-și cunoască valorile și să n-aibă o problemă să țină la ele, adică acea bunătate și integritate, pentru că sunt mulți bărbați care sunt buni în lumea asta, însă ei, din păcate, nu prea știu să managerieze eșecul și atunci, în momentul în care eșecul dă peste ei destul de tare, ei au această tendință de a deveni agresiv și de a face o întoarcere de monedă. A, așa, nu m-a plăcut că sunt bun, lasă că vă arăt eu cu. Care este un comportament copilăresc.
de altfel, dacă mă întreb pe mine, răzbunător și am întâlnit destule cazuri de genul ăsta. Și atunci poate că bine ar fi ca ei să fie în contact cu bunătatea lor și să-și dea seama că un bărbat, hai să-i spunem puternic, deși eu aș zice autentic, este capabil, cum zice Jordan Peterson, să facă rău, dar alege să nu-l facă. De-abia aici mi se pare că este un bărbat asumat, că tot vorbeai despre bărbat asumat. Păi aleg să nu facă rău. În condițiile în care partenera mea alege să se folosească de niște informații legate de mine împotriva mea, înseamnă că nu mai am ce să mai caut lângă partenera respectivă și înseamnă că încrederea pe care eu am investit-o în povestea asta a fost o încredere bazată pe totul altceva decât pe realități. Și atunci poate că n-ar fi rău să stau să-mi renegociez cu mine necesitatea rămâne dintr-o astfel de relație. Pentru că, practic, în momentul în care partenerul se folosește de informații pe care le are, intime despre tine, profunde despre tine, și aici nu mă refer doar la sex, pentru a te denigra în public sau pentru a-ți face o imagine proastă în cercul de prieteni sau în familie, de ce nu, înseamnă că el încalcă regulile intimității. Înseamnă că el nu își mai dorește să mai păstreze acea intimitate la care voi probabil ați lucrat pe parcursul timpului. Și atunci poate că n-ar fi rău să te gândești și tu dacă mai merită sau nu să mai păstrezi relația aia. Bineînțeles, după ce îl chestionezi și îl întrebi pentru ce a fost nevoie să fac asta. Crezi că în spatele unei așa zise agresivități s-ar putea ascunde, mă refer aici pe o perioadă îndelungată de timp, un cumul de nemulțumiri și de frustrări și, Poate fi. bineînțeles, de Poate așteptări fi. nerealiste? De Știi, așteptări nerealiste? există acel bărbat, yes, ma'am. Este acel bărbat care este întotdeauna de acord cu ce spune ea, e bărbatul ăla pe care unele femei îl consideră plictisitor, care spune întotdeauna cum zici tu, cum faci tu, cum dorești tu, eu n-am nicio Politicos, problemă. amabil, serviabil. Da, dar nici foarte implicat și fără decizii, fără inițiativă de obicei. El spune, facem cum vrei tu ca să am cu gândul de a avea liniște în casă, de a nu avea conflicte, de a nu avea... Dar el are un rol foarte pasiv. Ei bine, Evită se pare că tipul... confruntarea. Și asta, evită și confruntarea, evită să aibă un cuvânt de spus, deși iar vin studiile și spun că în familiile și în cuplurile în care partenerii au un cuvânt de spus amândoi, deci nu doar unul, și aici intervine o satisfacție mai mare a relației. Ei bine, acest tip de bărbat acumulează în el și la un moment dat el explodează, dar explodează cum? Pur și simplu expulzează afară din casă pe femeie. Deci o dă afară total. Și ea se trezește că ăla este brusc alt om care îi spune, ții bagajele și pleci la maică ta acum. Nu mai avem ce să mai discutăm, acum te cari. Este o tipologie masculină asta. Sunt oameni care sunt mega ok, mega deschiși, mega, deși ei nu sunt interesați neapărat să și participe la actul decizional. Și la un moment dat bubuie în genul ăsta, da? Sunt mai multe tipologii masculine aici. Asta poți să o iei ca pe o formă de agresivitate. Sunt alți bărbați care explodează în alt fel. Și care își bat partenerele. Aici trebuie văzut câți dintre ei și-au luat bătaie la rândul lor în casă sau au văzut în casă bunicul dând în bunica, tata în mama, unchiul în mătușa și așa mai departe, sau și în mama și în ei. Sunt multe cazuri de genul ăsta pe care le văd și, în general, violența a existat în casă. Nu prea am întâlnit cazuri de persoane violente unde să nu fie existat violență în casă. Nu le-am văzut deocamdată. Nu contest că n-ar fi, habar n-am, poate pot influența alte motive, însă de principiu acolo unde a existat violență multă, fie găsești consum de alcool, fie găsești zona asta de violență. Unii se și antepronunță și spun că sigur își vor bate copiii în momentul în care copiii ăștia vor apărea. Ăsta fiind un semnal de alarmă extrem de important pentru femeile care vor să facă copii cu ei. Bine ar fi să iasă din relațiile alea și să plece de acolo, dacă vor să aibă niște Știi tu copii. celebra vorbă din copilăria noastră, eu te-am făcut, eu te omor. Da, asta e o tâmpenie. O tâmpenie, bineînțeles, sau bătaie ruptă din rai. Bătaie ruptă din rai.
să Sau deții de unde dă mama crește, făcând referire la o altă gaura postare, la un din alt articol de-al tău. unde dă mama crește gaura din suflet. Gaură, da. Să-ți asumi dreptul ăsta de zeu asupra copilului, mi se pare o tâmpenie. Și practic nu-i dai voie să trăiască și nu îi explici că el nu are voie să se dezvolte, ceea ce este o nenorocire pentru el pe termen lung. Deci, cam așa e și cu asta. Da, există și bărbați agresivi, dar trebuie întotdeauna să vedem care e motivația lor, de unde vine chestia asta. Pentru că sunt și foarte mulți bărbați care sunt ok și sunt foarte mulți bărbați care sunt echilibrați, sunt foarte mulți bărbați care sunt dornici de a avea niște relații cu sens și funcționale, sau chiar și familii, de ce nu? Întrebarea este cine le vine la completare, știi? Că o relație, din păcate, se face în doi. Degeaba e ea care este pregătită și este bine și dacă nu nimerește și momentul potrivit și partenerul potrivit și mai Deci mulți factori care deci. putem să concluzionăm cumva că premisele sănătoase ale unui bărbat asumat, matur, emoțional, echilibrat, așa cum spuneai tu, le găsim cumva în tiparele relaționale cu părinții noștri? Pentru că mă gândesc că acolo unde copilul vede, poate cum ai spus tu, la unchi, la bunic, la propriul tată, vede respect, iubire, ajutor, afecțiune, vede și partea asta de joacă, de ludic, tata mai glumește cu mama, îi mai spune o poantă, în timp ce o ajută să facă nu știu ce. E, și acolo unde există o atmosferă armonioasă, s-ar putea ca să existe și premisele dezvoltării unui tipar relațional funcțional. Acolo unde bineînțeles că există, cum spuneai tu puțin mai devreme, poate și violență domestică, abuz de limbaj, abuz emoțional, etichetări, celebrele nu ești bun de nimic, nu ești în stare de nimic, n-ai făcut bine. Comparațiile, chiar vorbeam cu un alt interlocutor într-un interviu, de faptul că câteodată mergem pe varianta model sau antimodel. S-ar putea ca dacă în copilărie băiatul respectiv a primit din partea mamei critici, nu ești în stare mă să faci nimic, nu ești bun de nimic, uite-l pe ăla, Gigel, a luat notă mai mare ca tine, e mai cu minte ca tine și așa mai departe, aceleași lucruri să se perpetueze și în relația de cuplu. Fix aceleași vorbe, acel băiat să le audă de la partenera lui de cuplu ce a auzit de la mamă. Sau invers, fata ajunsă adultă soție, să audă de la partenerul de cuplu exact ce auzea de la tatăl ei sau de la mama ei în copilărie. Păi le-am văzut pe astea și retestat și testat de sute de ori până acum. Adică nu mai e nicio noutate că ne alegem parteneri după chipul și asemănarea părinților și după chipul și asemănarea relațiilor pe care le-am văzut în casă, cu mici excepții, sau că primim fix același tratament. Am văzut asta, sunt la Xerox trase. Unde există teama de abandon, o să găsești întotdeauna parteneri care sunt capabili să abandoneze. Și atracție sexuală foarte mare, deși ei sunt niște parteneri nepotriviți. Dar tocmai de aia sunt nepotriviți, pentru că ei reușesc să țină această teamă de abandon vie totdeauna. O să mai întâlnești încă un tip de comportament, și anume atacul neprovocat. Atacul preventiv. Devenim agresivi cu ceilalți tocmai ca să nu ne abandoneze, ca să nu ne părăsească. Am văzut toate chestiile astea. Și astea sunt tiparele de funcționare. Când intri în ele, o să-ți dai seama și de unde au venit lucrurile astea. Întotdeauna apar. Întotdeauna apar că este teama de abandon, că este teama de eșec, că se consideră că nu sunt suficient de buni. Și așa mai departe. Da, există deprivare emoțională, deficiență emoțională. Toate le vezi. Toate, toate. În Și toate societatea. au această ancorare undeva în spate. Uneori găsești mai greu tiparul și găsești mai greu de unde anume s-a născut povestea asta, trebuie să stai să faci investigații mai largi puțin. Însă vei găsi la un moment dat exact unde s-a produs povestea asta.
Crezi că în societatea actuală, în vremurile pe care noi le trăim, apropo și de această epidemie de singurătate pe care tu ai confirmat-o la începutul materialului nostru, crezi că există un soi de disonanță cognitivă în ceea ce privește percepția femeii asupra bărbatului, adică felul în care un bărbat se percepe pe sine și alt mod în care femeia îl percepe? Și aici are cumva legătură și cu așteptări. S-ar putea ca cred că orice femeie își dorește, să spunem, dincolo de partea aceasta de conectare emoțională, dacă ar fi să facem un sondaj și să întrebăm. Nu știu ce zici, dar s-au făcut niște studii Ipsos, dacă nu mă înșel, unul anul trecut și unul acum vreo 2 ani, ceva de genul, nu mai știu exact, sau cu 2-3 ani în urmă, în care modul în care se percepeau bărbații nu cadra aproape deloc cu modul în care îi percepeau femeile. Sigur, din păcate, bunătatea și integritatea erau foarte jos și într-o parte și în alta. Ceea ce pe mine m-a speriat, că asta înseamnă că, adică, bărbații nu puneau neapărat pe primul plan fidelitatea, femeile o puneau sigur. Bărbații puneau mai degrabă abilitățile sociale și capacitatea de a performa social ca fiind trăsături masculine, ceea ce este adevărat. Pentru că dacă te uiți în spate, vei vedea o întreagă istorie care să țină chestia asta sus și vie. Femeile au ca principal obiectiv fidelitatea bărbatului. Însă fidelitatea bărbatului nu poți să o obții fără integritate, adică e imposibil. Da? Pentru că fidelitatea în sine ea are legătură cu această integritate. Ce înseamnă integritate? Principii și valori de viață. În momentul în care tu ai ca principii și valori de viață onestitate, fidelitate, loialitate, nu mai ai dubii cu asta. Da? Pentru că astea sunt chestiile care te construiesc pe tine ca bărbat. Nu poți să ceri fidelitate oricui. Chiar nu poți să ceri fidelitate oricui și sunt foarte multe femei care nu înțeleg asta. Ei vor să ceară fidelitate de la taurii comunali, ei vor să ceară fidelitate de la mincinoși, ei vor să ceară fidelitate de la alcoolici și așa mai departe. Deci dacă te uiți la criteriile de selecție și dacă te uiți la ce parteneri își aleg, te apucă efectiv nebunia. Nu înțelegi. Cum au putut să facă alegerile astea în momentul în care semnalele erau evidente că nu o să le fie bine în relație. Deci contează și cum reușim să ne creionăm povestea, ce poveste spunem despre noi înșine, astfel încât să putem să ne căutăm un partener care chiar să fie potrivit. Că asta, de fapt, este, că nu există partenerul ideal, există partenerul potrivit. Da, care partener potrivit la 20 de ani poate să arate într-un fel, la 45 de ani sau la 40 de ani arată cu totul altfel, pentru că și nevoile tale sunt diferite. Absolut. Da, numai că, uite, mă gândesc, de exemplu, și noi am mai discutat pe tema asta, dacă ar fi să mergem în zona asta a relației de parteneriat de cuplu femeie-bărbat. Faptul că, într-adevăr, cum bine ai punctat-o, la 20-25 de ani, femeia are niște nevoi, femeia tânără are niște nevoi, bărbatul tânăr are alte nevoi. Sau poate că au aceleași nevoi și e posibil ca după 20-25 de ani să se schimbe cu un pic scara de valori și să fie prioritizate alte lucruri. Dar mă gândesc la un alt aspect. Totdeauna știm că, apropo de potrivire, totdeauna știm că la începutul unei relații care debutează cu iubirea romantică, despre care tu ai scris foarte, foarte mult, e perioada aceea în care bărbatul face tot posibilul, da? Vânătorul ancestral, face tot posibilul să o impresioneze pe femeie și să scoată cumva în evidență toate calitățile lui. Și pe alea pe care nu le are, da? El tot încearcă să le scoată în evidență cumva și să le puncteze. Uite, eu cam ăsta sunt, când de fapt el nu este așa. De cele mai multe ori, la începutul unei relații, în primele luni sau în primul an de relație, bărbatul ajunge să facă lucruri pentru femeie care nu îi sunt în obicei. Sincer, da? Faptul de a aduce flori, de tot tipul complimente, tot timpul cadouri, tot timpul mici atenții, da? Prin care o complimentează pe da, femeie. Da, După care le dacă dispar. Nu există, După 2-3 dacă ani nu le este dispar. o dorință,
dacă nu există în spate o dorință de a crea aceste obiceiuri, la un moment dat el va obosi să tot facă lucrurile Exact, și astea. vor dispărea. Și în momentul în care lucrurile astea vor dispărea, ea va vedea și deja vor începe tot Nu felul de mai ești mișcări. cum erai la început. Celebra vorbă, nu mai ești cum erai. Problema este că în viața actuală ne calăm foarte mult pe ceea ce avem, nu pe ceea ce suntem. Și selecția partenerilor merge tot pe ceea ce avem sau putem avea în urma acestei alianțe și nu pe ceea ce suntem unul sau pe ceea ce este celălalt. Deci nu mergem pe profunzime, nu mergem pe ceea ce ne definește ca oameni, noi mergem pe ceea ce avem în buzunar, în casă, în parcare și așa mai departe. Și de aici apar tot felul de lucruri, tot felul de discuții, tot felul de variante de amantlăg, de minciună, de Duplicitate. Suferință, suferință foarte multă, pentru că cât este mai superficială percepția despre relații și despre căsnicie și despre familie și despre așa, știi cum e? Sunt foarte mulți oameni care își doresc să aibă niște case frumoase, mașini frumoase, copii frumoși, dar nu vor mai să aibă o viață frumoasă, știi? Pentru că ei merg pe ideea că dacă obțin astea, pe care lucrurile astea pe care le-am enumerat eu mai devreme, atunci vor avea și o viață frumoasă, ceea ce este un fals total. Această if-then theory, această teorie cu dacă, atunci nu funcționează. Și asta este o teorie care duce automat la eșec. Și eșecul înseamnă suferință. Sunt o grămadă de oameni care au muncit și s-au sacrificat și au spart capul ani și ani de zile pentru a se muta într-o casă nouă și la un an de zile după ce s-au mutat în casă nouă au făcut partaj. De ce? Pentru că nu i-a interesat să facă o relație. Pe ei i-a interesat să bifeze niște obiective. Exact, L-au bifat exact. După care s-a spart. Deci vezi, și asta ține de percepție Mai și ai de tu, ceea ce mai vreau. ai tu o vorbă frumoasă pe care am reținut-o, tot dintr-un articol, dintr-o postare, legat de un cuplu cu un copil mic, la modul, lasă să mai crească asta mică și ne vom ocupa și de relația noastră. Da, da, nu, asta este și asta este o raportare pe care am tot auzit-o și asta este, de fapt, lasă că o să ne despărțim până crește asta mică. Mesajul cam ăla e, pentru că nu au cum să facă altfel. În momentul în care s-a terminat spațiul intim, s-a terminat relația, în momentul în care pui pe primul plan copilul, ceea ce nu este rău, repet, dar sunt abilități diferite aici. Îți dai seama că la un moment dat celălalt nu-ți mai spune nimic și începi în mod natural să te uiți în stânga-dreapta. Pentru că pielea are nevoie de tribut, are nevoie de atingere, are nevoie de dezmierdare, da? Și cumva ori lucrul ăsta asta am observat se întâmplă mai mult la femei, și anume faptul că după un copil sau după doi copii, atenția ei se focusează, se concentrează pe nevoile copilului, nevoile de creștere și nevoile de educație, bineînțeles. Și cumva bărbatul, el a fost de fapt primul. Eu cu el am făcut, am început o relație și cu el am întemeiat o familie, nu cu copilul. Da? Și el cumva se simte, cum se simte soțul? Se simte neglijat, se simte cumva păi, respins. Uite, vezi, aici mai intervine o chestie apropo de nivelul declarativ. Când pui pe cineva să îl descrie pe partener, în speță pe bărbat, se va spune, este un tată extrem de implicat, e foarte bun, este un soț atent și așa mai departe. Dar nu mai apare iubitul, nu e. Știi? Adică din astea trei planuri de soț, de tată și de iubit, iubitul nu mai e. Și oamenii ajung în criză tocmai din cauza asta. Deci nu copiii și ideea de a fi soț, de a fi părinții acestor copii strică cuplul, ci cuplul, că nu mai e. Și ei ajung în situație de criză, în situație de despărțire, de divorț sau de infidelitate, tocmai din cauza asta. Și o auzi în discurs. Este vizibil acolo. Ok, unde e iubitul? Păi nu mai e. Păi vezi, despre asta e vorba. De-aia am și spus zilele trecute într-un video că șansele nu se oferă pentru copii. Că nu la copii e problemă. Cuplul nu se desparte din cauza copiilor. Cuplul se desparte pentru că nu mai există.
Problema este la cuplu, problema este la persoanele adulte, nu la copii. Drept urmare, șansele nu se dau pentru copii. Ar trebui să fim clari și să punem corect întrebarea. Bă, mai merită să mai ținem relația asta a noastră, care s-a transformat într-un parteneriat cu scopul de a crește niște copii? Sau mai merită să mai avem șanse să mai avem o relație de cuplu? Pentru că relația de cuplu nu înseamnă să avem grijă de copii. Relația de cuplu înseamnă doi adulți care au funcționat împreună și care funcționează în continuare împreună, cu sentimente și sex, cu cele două caracteristici ale relației de cuplu, care sunt caracteristici distinctive față de celelalte tipuri de relații. Da? Sunt nu roluri diferite, avea, bineînțeles. Mai putem avea chestia asta, ne mai putem asuma chestia asta. Dacă mă dai pe asta cu domnule, îți dau o șansă pentru copii, e din start divorț. Nici nu mai stăm să mai discutăm. Da? Vor renunța 100% pentru că viața lor va deveni un coșmar, se vor urâ unul pe celălalt în maxim un an de zile, se vor înșela unul pe celălalt ca hoții de cai, vorba aia. Deci nu asta e. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre multe lucruri, despre masculinitate, despre felul în care percepe femeia bărbatul, dar și felul în care bărbatul se percepe pe sine, ce înseamnă un bărbat asumat, ce înseamnă un bărbat autentic, matur din punct de vedere emoțional, cum intră bărbatul în contact cu propriile nevoi, cu propriile emoții. Ce înseamnă atunci când bărbatul poate își reprimă emoțiile pentru că, iată, așa a fost învățat de către societate în urma regulilor, normelor și cutumelor sociale. A fost alături de noi Andrei Vulpescu, blogger de relații, psiholog, autor, căruia îi mulțumim din nou foarte mult pentru că a răspuns invitației noastre de a face acest material. Am vorbit pe marginea cărții Abilități de relaționare în cuplu, cum să construiești o relație mai bună, o carte publicată în colecția Pas în 2 a Editurii Herald și pe care o puteți găsi pe site-ul Editurii Herald în cadrul campaniei Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Mulțumim, Andrei Vulpescu, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!